Bună, sunt Mia. Înainte să încep, vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul și să dați like, că mă ajută foarte tare. După sugestia lui Cristian, în casă a avut loc un task spontan. Fiecare concurent, fiecare, trebuia să ducă la cameră și să spună cu cine vrea să doarmă noaptea. Așa că vor dormi împreună doar dacă vrea și băiatul și fata, care nu sunt de acord, nu vor dormi. Deci, Liviu a vrut să doarmă cu Delia și Delia cu Liviu, Ștefan cu Maria, aici vreau să fac o paranteză, știți că ei au rupt cunoașterea, dar în urma date-ului care l-au avut în afara casei, au stat de vorbă mai liber, pentru că în casă nu prea poți să te exprimi așa bine cu camerele alea pe tine, chiar dacă și afară ești filmat, dar nu cu atâția ori. Plus toți care sunt în casă, care te deranjează foarte tare, plus camerele. Deci au fost mai liberi, au ajuns la un numitor comun și când au fost întrebați dacă se declară cuplu, au spus că da, după ce s-au sărutat. Deci au ales să doarmă împreună, Khaled a ales-o pe Laura, Valentin pe Iuliana, da, Antonia pe Cristian. Zicea Antonia că a avut să-l aleagă prima dată pe Valentin, dar s-a răzgândit ca să nu se apropie din nou, pentru că s-au despărțit normal. Apoi Laura a spus că vrea să doarmă cu Antonia și cu Cristian, dar nu i s-a aprobat, pentru că nu i s-a aprobat din cauza că n-au cum să doarmă trei într-un pat și trebuie să fie două persoane. Apoi a zis că vrea doar cu Cristian, dar el deja a vrut-o pe Laura, nu, pe Antonia nu putea și cu Laura. Albert pe Adriana, s-a supărat foarte tare Laura, dar foarte tare, așa supărată, n-am văzut-o niciodată. Și a început să țipe la Antonia. S-a certat cu Antonia, eu prima dată o văd pe Laura așa nervoasă. Prima dată. Bineînțeles că are și motive, pentru că i-a dat papuci Cristian, pur și simplu. Apoi zice Antonia, mi-e frică de fata asta. Mi-am pus-o în cap, mi-am pus-o pe fata asta în cap. Apoi Antonia încerca să o evite. Laura după ea se certau. S-a dus Eliza să o împace, pentru că și Eliza a ales să doarmă cu Cristian, doar ca să nu doarmă cu Dedi și mi-a plăcut treaba asta. Îi spune Laurei, n-ai pierdut nimic. Și Iuliana, și alta supărată și geloasă, supărată că Delia e cu Liviu, care s-a despărțit de ea și acum e cu Liviu. Da, vă dați seama, numai fete geloase în casa Mireasa. Cele mai geloase sunt Iuliana și cu Laura, pentru că nici una, nici alta nu știu să piardă. E grav asta când nu știi să pierzi. Ce a pierdut? Ce mare relație au avut? Se cunosc de două luni, au avut Laura cu Cristian o relație de o lună, care a fost foarte rece, iar Iuliana cu Liviu a avut o săptămână parcă și după aceea s-a convins de ea, plus câte scrisori cu hate-uri a primit, așa că gata. Dar când nu știi să pierzi, așa se întâmplă. Supărată, Laura s-a dus la Khaled și zice, hai ia-ți lucrurile că dormim împreună. A ales să doarmă cu Khaled pentru că și el a ales-o pe ea. Foarte supărată pe Antonia. Am impresia că a făcut o obsesie pentru Cristian. Chiar a făcut o obsesie pentru el. Dar cum spunea și Antonia și am văzut și eu asta, Cristian e mult mai relaxat fără ea. Era foarte crispat cu Laura. Cred că el a ales-o și în următoare secundă a regretat deja. Pentru că în niciun caz ce iubire. O place așa, că e frumușică, atât. Parcă și mama lui mai fericită, chiar el a spus că e mai fericită. Și mai relaxat, și mai mulțumit și toate astea. Asta se vede, a zis și Antonia. Am văzut că altfel discută cu Antonia, mult mai liber decât cu în rarele ocazii când mai vorbea și el cu Laura, fiind în relație, nu? Apoi Valentin spune că a ales-o pe Iuliana ca să o mai cunoască.
Daddy și-a ales-o pe Eliza, dar Eliza nu l-a ales pe el, l-a ales pe Cristian, doar că să nu l-a aleagă pe Daddy, și cum am mai spus. Și ce am observat eu, că de câte ori vorbește Daddy și Elizei, ea tot timpul e nervoasă, tot, orice ar face, tot ce în legătură cu el, o enervează foarte, foarte tare, foarte tare. Nu vrea deloc să fie în preajma lui, nu-l suportă, așa că ar fi mai bine să o lasă moale, pentru că nici Delia nu-l vrea, nu-l vrea nici Eliza, cel mai bine ar fi să fie eliminat. Iar Liviu cu Delia, normal, au dormit împreună și a spus că îl place. Păi normal că îl place, dar nu-l prea văd eu prea bine nici pe Liviu cu ea, problema lor. Dacă poate să facă un cuplu, deocamdată sunt în, nici în cunoaștere, nu știu dacă sunt. Dar au stat de vorbă, au intrat acolo în cameră, în pat. Așa trebuia să doarmă fiecare în pat, cum spunea Cristian, cam râs când zicea că în patrule alea abia are loc singur, dar măcar și trei persoane, pentru că el fiind la 1,90 m, Cristian, normal, patrule sunt micuțe, eu acasă am pat dublu, dar la Mireasa sunt niște paturi foarte micuțe, zice, de o persoană, păi da, dar depinde de persoană, dacă ai 1,60 m, cum am eu, merge, dar dacă ai 2 m, e greu să dormi în patrulea și să și te odihnești, și mai greu. Așa că Liviu s-a dus în cameră, s-au așezat în pat, a luat-o în brațe și au început să discute. Pentru început au discutat. Până când s-a stins luminile și a trebuit să meargă la somn, normal, că era deja foarte târziu. Apoi ei doi, cum v-am spus, că s-au luat în brațe și s-au pupat, vorbeau și de relații, de relațiile, fostele relații. S-au pupat doar pe obraz sau pe frunte, nu știu cum, pentru că în live, când a fost întrebați, a zis că nu ne-am pupat el, nu ne-am pupat, nu ne-am pupat, ca să nu se declară cuplu. El acum e foarte precaut. Bine că o cunoaște pe Delia de 2 luni de zile. Dar s-au declarat într-o cunoaștere, da, s-au declarat într-o cunoaștere și am văzut-o pe Delia foarte apropiată de Liviu, chiar foarte apropiată, așa cum nu a fost cu Dediș. Cu Dediș nu a fost apropiată deloc, absolut. Discutau, dar s-au și sărutat odată Delia cu Dediș, doar ca să vadă dacă el simte. El i-a zis niște cuvinte care ea o deranjat-o foarte tare, că de asta n-a mai avut după aia să aibă de-a face cu el, plus prezentarea lui, că îi trebuia o femeie din Evu Mediu. Iar toți râdeau de Dedeș, pentru că știți că el a spus că a văzut niște semne din partea Delei, dar semnele din partea Delei nu erau pentru el, erau pentru Liviu. Știți că ea i-a spus lui, am un băiat de care îmi place, și apoi s-a dus la ea și zice, Liviu era băiatul de care îți plăcea. Ea a spus da. Apoi Iuliana, altă gelozie, cred că urăște grav pe Delia. A început iar cu victimizarea și iar a cerut să plece, chiar și în live a spus, cer susținătorilor să mă voteze să plec. Apoi am văzut că Simona Gherghe a schimbat imediat subiectul. A schimbat subiectul, că ce era să mai fi vorbit. Doar mi-a plăcut de Antonia Cristian, care ca doi prieteni, ca doi băieți. Doar că au stat de vorbă, atâta tot. Au stat de vorbă și apoi, bineînțeles că au stat foarte apropiați, pentru că n-aveau cum altfel. Chiar i-a spus lui că a vrut la început să le aleagă pe Valentin, dar nu l-a ales. Din cauza că să nu se mai apropie, ghiciți, adică știți, cu cine a dormit Albert, a dormit cu Adriana. Da, că a văzut că stau de vorbă, dar ce să vorbești cu el? El nu era somn. Am văzut că avea și o față adormită, fața lui de fapt e adormită tot timpul și în live și când vorbește și tot timpul. El doarme, doarme pe el. Ea tot râdea, chiar avea chef de vorbă și nu lăsa să doarmă. A văzut că nu merge, că nu lasă să doarmă și a spus, vreau să adorm.
Ea râdea iar. Iar când au fost întrebați dacă sunt într-o cunoaștere, el n-a zis nimic, că i-a spus că e prea devreme. Apoi a zis și el că nu, încă nu. Încă nu vrea cunoaștere. De fapt, el nici n-a venit să se căsătorească. Ce știe el despre o căsătorie? Nimic. Cam atât am avut pentru azi. Vă doresc în continuare o zi plăcută și la revedere!